Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Prieteni, astăzi vă aduc un discurs care pare că a trecut neobservat, dar despre care cred că merită mult mai multă atenție din partea societății, pentru că este un discurs care vorbește de bine despre România și atunci e una din două. Poate oficialii noștri văd țara asta în mod diferit sau poate noi, ca nație, nu reușim să zicem de bine despre noi, adică suntem incapabili aici. N-am zice o vorbuliță de bine. Nu reușim să vedem că progresăm. Discursul este al directorului SRI, Eduard Helvig, și este ținut în fața studenților de la Universitatea Babeș-Bolyai. Iată ce spune șeful SRI. România este o țară stabilă, cu liniște socială și multă prosperitate economică, o țară în care mulți tineri din alte zone ale lumii și-ar dori să poată trăi. Nu funcționăm încă la fel de bine ca democrațiile vechi ale Europei, dar ne apropiem de ei. Este loc de construit, de îmbunătățit, de trecut la nivelul următor. Și mai spune domnul Helvig, România, din perspectiva oficialilor sau analiștilor străini, se bucură de trei mari avantaje: stabilitate, oportunități și dinamism. Dinamismul este al oamenilor, al românilor care creează, muncesc, inventează soluții acolo unde nu există căi deschise. Asta e frumos spus despre ne descurcăm, nu? Știți ce putem face noi tot. Ok, de acord din acest punct de vedere. Aceasta este însă o perspectivă despre care cred eu că ea se poate aplica doar unei părți din România. Și sunt convins că sunt tineri de prin multe părți ale lumii care și-ar dori aici. Cu cât te uiți mai la est, România este o democrație și o libertate, o oază de democrație și libertate. Și sunt convins că și tineri din țări cu mulți bani vin aici să facă școală pe bani puțin. Mi s-a dat exemplul unor francezi care vin să facă medicină aici. În același timp, din România au plecat în ultimul deceniu 1,2 milioane de tineri până la 29 de ani. 60% dintre cei care trăiesc aici, tineri, cred că țara merge greșit. Și atenție, România are cel mai mare șomaj în rândul tinerilor între 18 și 24 de ani dintre toate țările europene. Și dacă da, argumentele domnului Helvig sunt valabile pentru o pătură a societății românești, pentru că inegalitatea le face invalide în întreaga societate. Dar merită dezbătut. Până la urmă, poate un tânăr să-și îndeplinească visurile aici? Vă invit să analizăm un pic această idee și să vedem la ce să ne așteptăm. Mai este o parte a discursului domnului Helvig, despre care vedeți prea puțin în presă. Sunt câteva idei care se referă la influența fostei securități în spațiul politic și public din România, la foști ofițeri SRI care gravitează pe lângă decizia economică și politică și la politicieni care așteaptă ca SRI să le dea decizii în plic. Poate e și asta o explicație pentru starea de lucru din ultimii ani în România. Da, poate e o explicație foarte bună. Dar aș vrea mai cu seamă să discutăm despre această afirmație care vine ca un duș rece în spațiul public românesc. Cum adică e bine aici și poți să-ți îndeplinești visele la noi? Doar știm că România e cea mai criticabilă țară din Europa, țara neîmplinirilor și dezamăgirilor. Sau poate nu e așa? Putem să ne contrazicem. 0372069599. Ce credeți despre afirmațiile șefului SRI? Este România o țară prosperă și atractivă pentru tinerii altor nații? De ce pleacă atunci atât de mulți de la noi? Unde-i dezechilibru? Și poți ca tânăr să-ți îndeplinești visurile aici? 0372069599. Spuneți da sau ba la această dezbatere. Zic să-i dăm drumul, suntem și pe Facebook, mă uit și la mesajele de acolo. Dan, salutare, ești primul la Europa FM. Bună ziua, vă salut. Bună ziua. Am văzut și eu la știri acest discurs al șefului SRI și m-a surprins o parte plăcut, o parte neplăcut. Pe de o parte, lucrul acela cu
acapararea puterii și schimbarea omului în momentul în care o deține și să renunțe la putere, să nu mai fie atât de ahtiaș după putere. Dar în ceea ce privește România, o țară prosperă și stabilă, este foarte discutabil. Foarte avem discutabil, da? Da, da. Avem două Românii. Ne pleacă tinerii care nu au acces la un învățământ de calitate, profesional sau uman, și atunci nu au nicio șansă să trăiască în România, fără a avea studii bine, bine puse la punct. Și aici vorbim de orașele mari, unde au acces la învățământ, părinți cu bani care pot să-și dea copiii la meditație și să țină pasul și să obțină o calificare înaltă și să poată trăi decent în această țară. Cei fără calificare nu au nicio șansă să trăiască, să supraviețuiască, nu să trăiască. În timp ce în Occident, într-adevăr, ca brațe, ca forță de muncă brută, reușesc totuși chiar să trăiască decent. Ok, uite, ne scrie cineva din Islanda și zice așa: sunt plecat de 6 ani, inițial doar eu, apoi au venit și soția și copilul. Dacă privești de la nivelul străzii, domnul Helvic are dreptate, dar dacă ai capacitatea să vezi un pic situația în ansamblul ei, îți faci bagajul la fel cum am făcut și eu. E, care e ansamblul ăsta care deranjează? Păi e ceea ce vorbeam, aerul rarefiat al înălțimilor, de unde România se vede altfel. Adică eu stau și mă întreb, cei de sus, cei politicieni și cei din, cu funcții înalte, chiar nu realizează situația precară a tinerilor din România? A marii majorități. A marii majorități. Ce șanse au în România cu salariu minim pe economie? Deci nu pot pensionarii să trăiască cu 1300 de lei, dar o tânără familie cu 2600 de lei, cât le-ar reveni netul cu copii mici, ar putea să aibă șanse să trăiască? O familie la început de drum. Exact. Cu sprijinul... Păi, exact. Și eu și tu am fost familii la început de drum, nu? Adică, la un moment dat, și noi am fost sprijiniți și ne-am ales calea în această țară. Da, dar n-am plecat cu salariu minim. A, știi care a fost primul meu... Da. Nu? N-ai plecat? Știi care a fost primul meu salariu? A fost, ții minte și acum, 100 de dolari. Cât s-a fost dolarul la data respectivă? Era 400 de lei, cred că a fost primul meu salariu. 4 da. Milioane, nu 400 de lei. 4 tinerii milioane, cu calificare, da. După o perioadă de stagiu care este normală, au speranțe mari pentru a obține un salariu decent. În timp ce cei fără calificare și peste 10 ani tot salariul minim îl vor avea. Aici este diferența. Da, mulțumesc tare mult. Au plecat foarte mulți, dar cât s-au născut în afara României? Eu am o soră care a făcut 2 copii în Spania, spune Cristi. E, uite, aici e chestia crucială pentru domnul Helvig. Domnule, dacă România este o țară atractivă pentru tinerii altor nații, care sunt națiile alea? 2 copii români născuți în Spania s-ar întoarce în România? Pentru că marea problemă a acestui tip de gândire este, de fapt, reperul și gestiunea așteptărilor. Sunt de acord că România e o țară extraordinară pentru cineva care vine din Moldova sau din Rusia sau din Pakistan, poate chiar și din Turcia zilele astea, dar pentru cineva care vine de aici, de mult mai aproape, din Franța, din Spania, din Italia, ai noștri care s-au născut în Italia, e o țară atractivă? Ce repere folosim? Camelia, salut, bine ai venit! E o țară atractivă? Ce repere folosim? Da, dă radioul mai încet și ne auzi în telefon la fel de bine. Trebuie să închid telefon, radioul. Da, n-ar fi rău. Că ne-am auzit destule ori. Camelia, la telefon ne auzim foarte bine. Mă auziți bine? Da, sigur. În regulă. Deci eu susțin că da, România este țară atractivă. Și am să vă spun asta prin prisma faptului că cunosc o persoană apropiată mie, de vârstă nu chiar mică, medie, 50 de ani, care a plecat din Olanda, unde avea un job, avea o casă la care plătea casă, nu apartament, la care plătea o rată, și s-a stabilit în România de 4 ani. Ok. A găsit țara noastră minunată, nu s-ar întoarce la el
din vari motive, nu s-ar întoarce pentru că îi se pare o țară mai liniștită, oamenii sunt altfel, mai prietenoși și nu mai știu ce aș putea să vă mai spun. Oricum, eu fac apologia țării mele. Da, foarte bine. Suntem datori să vedem și niște lucruri bune din când în când. Suntem datori, da? Uite acum scrie cineva pe Facebook și da, da, când faci 2 ore cu mașina până la muncă, parcă nu-ți mai vine să spui că e cea mai bună țară, că da, afară de prosperitate. Adevărat, infrastructura lasă de dorit, dar și acolo, ca să meargă la locul de muncă, sunt puțin norocoși care stau, au locul de muncă aproape de casă și merg și ei cu trenurile sau cu metrourile supraterane și așa mai departe. Nici pentru ei nu este simplu. A găsit aici o altfel de hrană, altfel de obiceiuri. Ce a fost șocat de, prima dată a fost șocat de nerespectarea regulilor de circulație. Asta a fost cumplit. Să știi că e un fel de nervozitate aici în România care te termină. Da. Modul în care ne purtăm unii cu alții, da? Da? În schimb, hrana de aici se pare minunată, acolo n-aș fi putut să mănânce ceea ce mănâncă aici. Nu-și permitea. Nu că n-aș fi putut, nu-și permitea. Prețurile sunt foarte mari la alimente, la alimente nouă, care nouă ni se par accesibile. Carne de vită, de exemplu, carne de porc, carne de miel și aș putea să continui lista. Deci, în concluzie, părerea mea este că, da, se poate, pot veni și aici oameni din țările occidentale, nu vorbim de Turcia, de Rusia, de Bulgaria și așa mai departe. Vorbim de țări dezvoltate. Și se pot adapta foarte bine și să renunțe a se mai întoarce la ea acasă. Interesantă concluzie. Mulțumesc mult! România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Țin să-l înștiințez pe domnul Helvig, spune cineva pe Facebook, că eu, ca să trăiesc bine, am 3 joburi. Domnule, mi se pare extraordinar. Domnule, i-ați dat o veste bună, că aici nu puteți să-l contraziceți. Eu apreciez munca și oamenii care muncesc foarte tare. Nu știu altă cale de a trăi bine decât aceea de a munci din ce în ce mai tare. Cred că avem și declarația domnului Helvig audio. Ia, hai să auzim un pic cum sună așa spusă chiar de el. Dar tabloul general la care vă invit să vă gândiți cu atenție înainte de a deveni la rândul vostru critici ne arată că România e o țară stabilă, liniște socială și multă prosperitate economică. O țară în care mulți tineri din alte zone ale lumii și-ar dori să poată trăi. Știu, este dificil să te concentrezi pe ceea ce funcționează, fiindcă există un automatism al agățării de ceea ce este blocat și mai ales imperfect. Lucrurile bune cel mai des nu se văd, știrile bune nu fac rating. Iar mesajele pozitive pot părea plictisitoare. Ne-am obișnuit să observăm doar ceea ce nu merge sau ceea ce avem impresia că e greșit și uităm să observăm ceea ce funcționează. Da, ia uzi gelul. Ce a zis domnul director? Bună ziua! Eu cred că acest om trăiește într-o bulă, ca mulți alții de calibrul lui, pentru că în momentul în care îți permiți aproape totul, realitatea începi să o denaturezi. Dacă stăm puțin și ne uităm și analizăm cam ceea ce se întâmplă în România, am 41 de ani, marile orașe sunt corupte, micile orașe sunt patronate de oameni de afaceri, să spunem. Ordinea și siguranța nu mai există decât ca o inscripționare și atât. Educația e la pământ. Am votat un președinte care ne-a dezamăgit, care ne-a promis că ne va aduce o Românie educată. Ceea ce nu s-a întâmplat. Educația este un lucru de care avem mare nevoie. Sănătatea este zero. Vă spun din experiență personală. Am chemat o ambulanță când am avut necesitate pentru o intervenție destul de serioasă. A ajuns după 48 de minute. I-am întrebat dacă au venit să constate decesul. Da, dar în alte părți... Cadrele medicale sunt un fel de demiurgi, oriunde te duce. Pentru că sunt puține. Foarte rar, dar să întâlnești pe cineva să se uite la tine. Contraargument este faptul că într-un sistem cum e Anglia, de exemplu, s-ar putea să fi stat mult mai mult la poarta unui spital decât în nu România. Nu ne putem compara
Ba, cu alte țări. Cu îndrăzneală, cu îndrăzneală. Poate nu, cumva... Eu n-aș îndrăzni, pentru că România, și referitor la tema dumneavoastră, eu n-aș îndrăzni să mă compar cu alte, cu alte state din Europa, pentru că, referitor la tema dumneavoastră de ieri, România se dărâmă la propriu. Da, 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 sunt propriu. de acord. Nimic, dar nimeni nu mai face nimic pentru întreținere. Nimeni, șmecheria e ridicată la rang de înalt. De acord și cu asta, dar poate nu peste tot. M-am dus săptămânile astea, tot umblu prin România. O să vă postez la un moment dat, că am filmat enorm de multe lucruri săptămânile astea. Mă duc la Iași. Lângă Iași, în spatele cartierului Păcurare, acolo unde am trăit eu în studenție, este un cartier de case de sute de mii de euro care, și cu mașini de sute de mii, zeci de mii de euro, care mi-arată o prosperitate pe care o întâlnești, cum să zic, doar prin Europa Occidentală. Foarte mulți bani, foarte mulți oameni care trăiesc bine, o pătură de oameni care arată foarte, foarte bine. Nu numai acolo, la Vaslui, pe un câmp unde ani de zile se făcea agricultură, astăzi văd niște, în orașul Vaslui, văd niște case extraordinare. La marginea orașelor din România văd o viață nouă, prosperă, de oameni care progresează. Ei cine sunt? Este foarte frumos ceea ce spuneți dumneavoastră. Este foarte frumos că scoatem în evidență lucruri bune. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să vedem realitatea. Oamenii ăștia sunt un mic procent, iar un și mai mic procent din ei au câștigat ceea ce au prin muncă cinstită, onestă. Și știm cu toții destul de bine chestia asta. Ok, pot să fiu noi, de acord, da, și cu această interpretare. Revenind la dezbaterea de astăzi, vreau să mai accentuez faptul că tineretul pleacă pentru că nu este apreciat. Da, cu asta sunt perfect de acord. Nu este apreciat. În momentul în care tu vii și oferi forță de ai nevoie de forță de muncă, cauți forță de muncă, dar vrei să o plătești cu aproape nimic, la minima existenței, la limita existenței, păi cum să-ți vină un cineva calificat să-ți lucreze pentru așa ceva, pentru limita existenței, să nu ne aici ilude, da? Mulțumesc tare mult, Gelu. Atenție, aici nu e neapărat vina statului, da? E și ceea ce facem noi între noi și modul în care patronii din România își respectă angajații și modul în care preferă, din cauza unor taxe care îi cocoșează, să mai dea niște bani la negru, că știi că se dă minim plus bani la negru, nu? Că așa funcționează societatea asta. Îmi atrage cineva atenția că atunci când în 2000 luam eu 4 milioane de lei, el ca sublocotenent câștiga de două ori mai puțin, adică 2 milioane. Și atunci a plecat din România. Marius, salutare! Este România țara în care tinerii își pot îndeplini visurile sau doar tinerii din alte țări? Salut, Cătălin! E o întrebare grea și cu multe răspunsuri în opinia mea. Există pături în România care, da, poate să-și desfășoare și să-și ducă o viață bună. Există oameni de la țară, în schimb, care nu au foarte multe șanse. Există oameni care lucrează în aparatul de stat și care câștigă foarte bine și ei au devenit pătura de mijloc a societății, în detrimentul altora care muncesc în privat și nu sunt așa bine plătiți. Și există totdeauna o luptă între antreprenori și angajați în ceea ce privește veniturile și cât de mult câștigă și cât de puțin câștigă fiecare. Totul trebuie luat prin prisma a ceea ce producem. Patronul sau statul nu poate să producă bani decât dacă cresc inflația, fără ca să aibă acoperire în valoarea adăugată pe care o aducem noi în muncă în fiecare zi. Dacă vom înțelege asta și vom da totul, cu siguranță ne va fi bine la toți. Altfel, eu văd români care se plâng cât e de rău în România și se duc în afară. Am chiar un frate care e afară. Fratele meu a muncit mult și în țară, dar muncește foarte mult și afară. Ia mai mulți bani decât în România, dar și cheltuielile care le are de traiu cu zi cu zi sunt mai mari decât în România. Așa că e greu de cuantificat. Chiar acum am lăsat la aeroport niște parteneri de afaceri din Suedia care spun că România arată bine. România e văzută bine. Nu știu ce să zic. Eu care trăiesc în România, câteodată sunt contrariat.
am momente când spun, da, există posibilități, există teoretic taxe și impozite mici pentru a fi antreprenor. În același timp, când ajungi să le plătești, îți dai seama că sunt foarte mari, în special cele de pe salarii. E o păcăleală că s-au mutat taxele de la angajator la angajat. Așa. În realitate, ponderea e cam la fel. Da, deci da, sunt da. Multe lucruri de spus. Sunt foarte multe lucruri, foarte multe contradictoriu. Exact, contradictoriu. Știi de ce? România este o țară inegală. Și eu de multe ori trăiesc senzația asta și de asta vreau să fiu cât mai echilibrat în emisiunea asta. Într-un fel văd eu România din clădirea în care lucrez și despre care pot să spun că e una dintre clădirile frumoase ale Bucureștiului, oțel, sticle, e o curățenie aici, dacă veniți la noi în față să vedeți cum e totul elegant, oameni frumoși, tineri, eu sunt conjurat numai de tineri aici. Deci viața e admirabilă dacă vii în colțul ăsta din nordul Bucureștiului și imediat ce plec în țară, de la 100 de kilometri și mai ales pe toate drumurile pe care le fac, România se schimbă și oamenii au altă perspectivă asupra vieții. Oameni care sunt confundați în oroaie, care n-au acces la medic, care nu merg niciodată la restaurant. Viața în România nu este ușoară pentru mulți. Eu provin de la sat, știu cât de mult am muncit ca să ajung, nu știu dacă am ajuns bine, îs mai bine decât poate eram la sat, dacă rămâneam la sapă și la coasă. Dar trebuie să faci eforturi. Așa cum am spus legat de interlocutorul dinainte sau cel de pe Facebook, are 3 joburi. Da, probabil că toată trebuie să ai 3 joburi ca să trăiești mai bine. Am prieteni care locuiesc în Statele Unite și fac 3 joburi ca să poată să-și plătească toate, toate cheltuielile. E un lucru des întâlnit. E normal să fie așa. Noi suntem mai boiemi și am ajuns, da, eu pe urie, să zic, de angajați astăzi și angajații fac regula. Îmi dai cât vreau sau plec. Și câteodată trebuie să accept. Și da, de exemplu, pentru Sri Lankese sau nepalezi care sunt la modă astăzi, 500 de euro sau 600 de euro net înseamnă un salariu bun în care își întrețin familia de acasă și poate să fie o perspectivă. Ați spus de turci. Da, chiar și pentru turci. Și pentru turci zilele astea, în Turcia, atenție, inflația este 85% ieri. Deci viața nu e extraordinară. Știu destul de des în Turcia, știu ce înseamnă, știu care e viața și de acolo, știu și cum e partea politică, pentru că e pe lângă inflație, mai sunt unii oameni, de exemplu, și acolo de afaceri, care se tem de, pentru viitorul lor, pentru faptul că dacă vorbești ceva ce nu trebuie, s-ar putea să interpreteze și să nu ai, să nu ai bine. Dar să revenim la România, aveam alaltă ieri o discuție cu un prieten și îmi spunea că de ce visez eu să-mi fac planuri și de ce aștept ca cineva să mă ajute din partea statului, pentru că statul, el venind de la stat, lucrând la stat, dar fiind pensionar acum. Spune, domnule, tu trebuie să înțelegi o paradigmă. Cei de la stat, de multe ori, sunt aleși pe 4 ani. Ei în 4 ani vor să-și îmbunătățească viața lor într-un fel sau altul, poate de cele mai multe ori nelegal. Adică nimeni nu o să-l intereseze că tu ai un business și vrei să-ți faci planuri și ți-ai făcut niște obiective când pe la termen el, lung. Durata la el totul se de 4 Marius, ani. Deci mulțumesc tare mult pentru mesajul tău. Încerc să fac loc cât mai multor oameni în discuția noastră. Mesaj pe WhatsApp 0728 3132. Domnule Strible, am 31 de ani și consider că țara noastră e ok. Am făcut facultatea în România, deși am fost admis și în Olanda. În urmă cu 8 ani am avut primul job full-time în domeniul în care am terminat studiile, vinivitical, sau vitivinicol scrie aici, da? Oricum o fi corect. 1000 de lei net. După 8 ani, multă muncă și studiu și sacrificii, mi-am dublat salariul de 3 ori. Important este să-ți dorești mai mult de la tine și să-ți vezi de treabă. Dar e adevărat, clasa politică lasă de dorit și chiar așa șchioapă, țara merge înainte. Emilia, ce zici? Salutare! Bună ziua! Și eu zic la fel. Aici este raiul pe pământ. Este minunat. Am 42 de ani. Am început cu 200 de lei în 2003, biolog în laborator de analize medicale. Plăteam mama chiria. Au trecut ani, 3 joburi pe zi. Acum am ajuns la 5.000 de lei într-un laborator de analize medicale din orașul meu natal. Sunt pe drum. Eu și soțul plecăm, suntem din concediu acasă și am fost la Băile Herculane. Este dezolantă stațiunea, dar în toată dezordinea aceea, că nu este mizerie, este dezordine și de lăsare, primarul, consider că acel primar nu trebuie să iasă pe stradă, să ia... Cât salariu ai zis? Dar că am văzut ceva. Vroiam să vă spun așa. Am văzut pe inscripția Camerei de Baie a Regelui Carol I al României, spunea ceva foarte frumos. Nimic pentru mine, totul pentru țară.
Și atunci am înțeles că eu oarecum sunt în același spirit, nu totul pentru țară, nu sunt chiar atât de patriotă în condițiile astea, dar nu este perfect. Trebuie să muncim. Răbdare, perseverență, noi suntem cei care putem schimba ceva. Părinții noștri au murit și au schimbat, au trecut din comunism în țara din comunism în democrație. Bravo lor! Este rândul nostru acum să terminăm cu corupția la nivel înalt. Nu se poate în 5, 10, 20, se poate în 50 de ani. Foarte bine! Vom avea 60 și vom spune, da, domnule, am făcut și eu ceva acolo puțin. Puținul meu înseamnă așa. În momentul când la mine în laborator de analize medicale a venit fostul meu diriginte, a venit fosta mea învățătoare și am putut acolo să le fac un loc ușor și să le zâmbesc frumos și să le spun mulțumesc încă o dată că m-ați ajutat să ajung aici, pentru mine a fost suficient și o să continui să fac așa. Sper să ies la pensie peste 10-12 ani din funcția de medic de familie într-un sătuc unde să-mi îngrijesc, să zicem, rudele sau, mă rog, apropiații. Sper. Eu o să pot. Dacă totul este, dacă asta este misiunea mea în viața asta. M-am născut aici pentru un motiv, nu știu care deocamdată, dar continui să lupt ca să-l aflu. Nu vreau să plec. Fratele meu este plecat de vreo câțiva ani buni, peste 10 în Germania, și a dus familia acolo. Am fost în vizită, a insistat să mă duc. Era o chestie, a fost o alegere, dar m-am luptat cu el să mă înțeleagă că nu e locul meu acolo. Aici este locul meu, lângă părinții mei, lângă părinții soțului meu, lângă cei care pe mine m-au ajutat să mă formez, să devin un adult responsabil pentru societatea asta. Nu contează ce e în afară. Corupția, cu cât e statul mai dezvoltat, părerea mea este că și corupția este direct proporțională cu nivelul economic. Mesajul tău. Îți mulțumesc. La un moment dat, directorul SRI spunea că această nouă generație, din care cred că și Emilia face parte, construiește un patriotism, atenție, un patriotism bun, echilibrat, și cu nuanțe pro-occidentale, adică ia valori europene și le așează de o anumită natură în mintea lor, astfel încât să se potrivească cu valorile românești. Cineva ne scrie acum pe Facebook că e o familie tânără din Iași, cred, câștigă împreună 10.000 de lei pe lună, familia asta, și că au reușit să-și facă viața în România, o viață bună, dar muncind foarte mult, atenție, deși au experiența muncitului la stat, foarte mult la privat. România în direct la Europa FM. Mai este o parte a discursului domnului Helvig la care ne-am referit mai puțin. Ia dați un pic, Sorin, fragmentul următor. Dar aici în țară e greu să vorbești despre progresele pe care le face o instituție încă percepută de unii ca moștenitoare a securității. Și pe bună dreptate, este greu să credem că am scăpat de fantomele trecutului, mai ales când viața noastră publică este încă dominată de ele. Iauzi, și mai zice în discursul ăsta, știu de problemele generate de foști lucrători ai SRI, poziționați în spatele a tot felul de oameni, fie gravitând în jurul companiilor de stat. Vă pot spune că suntem conștienți de aceste probleme și vom face tot ce ține de noi pentru a le rezolva. După care, prea mulți politicieni în deceniile anterioare s-au obișnuit să primească indicații sau sugestii despre ce au de făcut. Politicienii sunt aleși de oameni să gândească cu mintea lor, investiți cu încrederea lor, să ia decizii despre cum va arăta România în viitor. Păi auzi, mă, că poate mai au dreptate și ăștia la televizor din când în când, când vorbeau ei despre tot felul de securiști care sunt în spatele deciziei politice, dar politicieni care să primească soluția în plic de la SRI... La asta, sincer, nu m-am așteptat. Mi se pare important discursul ăsta și foarte deschis. Auzi, da, bine de reținut asta. E o parte despre care societatea ar trebui să vorbească. Și nu cumva decizia acestor cetățeni influențată de foști lucrători în servicii secrete nu cumva a dus la inegalitatea asta în care România, sau o parte din România, de-abia mai răsuflă? Mă rog, de verificat. Victor, salut, bine ai venit la noi! Salutare, salutare, Cătălin, și la toți ascultătorii săi. Dar foarte bine ai punctat ultima parte. Eu am convingerea, sau cel puțin așa se vede de unde sunt eu, că acolo sus, la nivelul SRI-ului, sunt cel puțin două sau trei, hai să nu să vorbim frumos, două sau trei facțiuni, părerea mea. Dar e o părere personală. Da, nu știu, habar n-am, nu mă, cum să zic, nu reușesc să văd. Da. Asta se posibil. Simte. Dacă te uiți atent, cam toată
toate vârfurile politice se plâng mai direct sau mai puțin direct de asta. Revenind la tema emisiunii, știi cum asemuiesc eu România vis-a-vis de țările civilizate? Zici că suntem într-o o căruță care o împingem prin oroaie. Ea merge, dar foarte greu, al dracului de greu. Vis-a-vis cum în țările civilizate mergi cu, hai să mergem un top, așa, mergi cu Tesla pe autostradă sau cu mașinile de 10 ani pe drumuri naționale. Cam așa o văd eu. Da, poate nu-i chiar căruță, că vorba unui ascultător care scrie de la Suceava. Zice, dacă vă uitați la Suceava, o să vedeți cele mai tari mașini de lux de prin lumea asta. Știi că în România sunt mașini aici. Cătălin, da. Cătălin, punctual, în România așa? Sunt câteva zeci de Dubai, ca să spun așa. Eu trăiesc într-o țară nordică. Așa. Ce să spun? N-am văzut în țara asta atâtea BMW-uri X6 sau ce spunea ascultătorul. Dar mai zic eu că dacă ai zis de BMW, trebuie să zic și eu Porsche și Land Rover, că na, așa, când Porsche, trecem pe Land la caserie. Așa. Da. Mă rog, mașini de-astea, de 80.000 în sus, ca să spun așa. Ei, oamenii pe aici, ca să vezi cât de practic sunt, și la Porsche, am văzut Porsche sau multe Tesla cu cârlig, dacă poți să înțelegi așa ceva. Oamenii sunt foarte practici. Revenind la ce a spus domnul Helvig, da, are dreptate. Nuanțat, are dreptate. Bineînțeles că mulți nepalezi ar dori să vină în România. Bineînțeles că cei mai mulți din Est se mișcă spre Vest. Cam noi suntem vestul lor. Ia aici la... E aici la mine, la noi în clădire, la Europa FM, serviciile de curățenie sunt asigurate de cetățeni din țări asiatice. E aici o fată pe etaj care muncește, vreau să spun, cu un spor, de toată ziua o vezi, trebăluind, făcând câte ceva. Deci e clar că pentru ea, lucratul în această lume de aici, e un mare los câștigător și al banilor și probabil și al vieții. Calității vieții. Cătălin, exact la fel, uită-te la femeia aia cum lucrează. Așa lucrează și ale noastre până Norvegia. Da. M-ai înțeles? Numai că e pe alți bani, pe altă societate și pe alte condiții de viață. Chiar dacă punctual sunt anumite zone unde lucrurile merg, într-adevăr, anumite, pe lângă București, pe lângă marile orașe, s-au dezvoltat, sau... Mai Cătălin, dar tot pe drumurile alea merg. Tot aerul ăla respiră. Tot asta la doctorie aia merge. Exact. Atenție. Asta e marea problemă. Mulțumesc mult, Victor. E vorba de gestiunea așteptărilor. România e o țară care progresează, dar în același timp progresează lent și nu pentru toți cetățenii săi. Suntem vârfuri și foarte multe cozi. Datoria clasei politice e să ia toată această societate din urmă și să o aducă cât mai aproape de mijloc. Pentru că altfel societatea dispare. Iar reperele acestei societăți românești, pentru foarte mulți dintre noi, nu sunt înspre Est, în mod evident, ci sunt înspre Vest. Noi ne uităm la unguri, la cehi, la germani. Deja avem aspirații să trăim ca în Franța, căci România este o țară europeană. De fapt, așa se explică discursul domnului Helvig. Sigur că mulți dintre noi trăiesc atât de bine încât sunt inspiraționali pentru cei din Republica Moldova. Dar noi vrem să trăim ca în Franța. Întrebarea e dacă reușim să facem asta. Bogdan, salut! Mai ești aici? Da, sunt aici. Bună ziua! Te ascult. Vă sun din nord-vestul țării. Nu o să vă dau exact locația. Așa. Eu ce vreau să vă zic, domnule Stribea, referitor la acea afirmație pe care a făcut-o domnul Helvig, că am putea-o compara cu declarația făcută de domnul Scorlățean, dacă vă aduceți aminte, la acele alegeri în care românii nu au putut vota și era filmată de o anumită televiziune din partea din spate, de la capătul cozilor, dacă vă aduceți aminte. Da, știu episodul, da, așa. Vă aduceți aminte. Dar declarația lui Corlățean, nu știu la ce te referi, incidentul cu filmatul îl știu, dar declarația lui Corlățean îmi scapă. Adică... Nu, deci domnul e la ministru de externe și a spus că nu este niciun fel de problemă la nicio secție de votare. Ah, ok, gata, am înțeles. Au oferit acele imagini, dar de fapt erau transmise din cealaltă, din unghi opus, știți? Știu ce zici, da. Eu ce vreau să vă zic, eu am stat 14 ani în Spania.
am fost crescut acolo, să zic așa, pentru că am plecat de la 14, iar la vârsta de 28, după 14 ani, am fost nevoit să mă întorc în România datorită unui divorț. Mama copilului n-a vrut să se întoarcă și n-am avut de ales decât să plec fără el sau să rămân în România, ceea ce n-am putut să pun în discuție și am rămas în România. Eu vreau să vă spun că din ultimii 5 ani, de când mă aflu aici, eu ce pot să zic despre această țară este că nu este cu două viteze. Deci este o țară, așa cum se afirma despre Europa, este o țară în care eu consider că doar oamenii care sunt ai sistemului, să zic așa, pot să zică că este, că se trăiește bine și că este o țară în care alții aspiră să vină. Okay. Deci dacă noi ne raportăm la acele țări, la Nepal, la... Asta l-am pus eu. Așa mai departe. Domnul Helvig n-a zis, n-a dat nume, dar a fost interpretarea mea. Am zis eu, na, Nepal, Pakistan, au mai zis ascultătorii. Eu la fel pot să zic că este exact la fel ca și cei care spun că pe vremea lui Ceaușescu era mai bine decât în ziua de astăzi. Mm. Adică, dacă tu poți să compari acele condiții și acea stare în care eu n-am crescut, dar mi-au spus și mie părinții și bunicii, în care dacă spunea, erai turnat de către cineva că spuneai ceva despre putere. Eu chiar am avut străbunicul meu, din câte am înțeles. Exact așa s-a întâmplat, a fost turnat, am plecat de acasă și nici în ziua de astăzi nu știm unde este. Ce s-a întâmplat cu dânsul. Eu mi-am făcut o școală profesională acolo unde am fost și vreau să vă zic că la momentul întoarcerii în România am fost nevoit să mă angajez ca... muncitor necalificat datorită faptului că studiile mele nu erau convalidate, nu erau oarecum nu erau recunoscute, da. Exact. Da. Eu am făcut o școală profesională de prelucrare prin așchiere și aici în România am înțeles ca să devii acel operator trebuie să inginer, că trebuie să fii inginer ca să poți lucra pe aparate cu comandă numerică. Am înțeles că trebuie să fii neapărat inginer. Uitați, eu și acum în ziua de astăzi muncesc la această firmă de 5 ani de zile ca muncitor necalificat și eu conduc o echipă de 15 dar oameni faci... cu multe unitaje, multe utilaje. Dar faci treabă de inginer. Exact. Și așa cum dumneavoastră bine a spus, sunt încadrat în cartea de muncă cu un salariu pentru că nu mi se corespunde altul, iar pe cealaltă parte... Admire. Nu pot să stau la salariu minim, la același salariu. Da, și cât? Adică, așa ca procente, cât ți se dă în plus din buzunar? Păi gândiți-vă, cât e salariul minim? 2550, din așa. Câte știu eu, da? Iar eu duc acasă 6000. Bravo, nene. Deci, despre asta e vorba în România. Înțelegeți? Și n-ai zice că la banii ăștia trăiești prost. Mulțumesc tare mult. Azi mi-e teamă că nu prea mai avem timp. Ba da, ar fi un minut la dispoziție. Mulțumesc, Sorin, pentru minutul ăsta. Și l-am prins pe un alt Bogdan. Bogdan, pune tu concluziile atunci în situația asta. Celălalt. Bogdan. Alo, bună ziua. Salut. Ai un minut de concluzii. Te simt foarte tânăr așa. Vreau să văd dacă da, ți îndeplinești visul. Am 29 de ani și pot să spun că eu aici în țară am realizat tot. Am terminat Politehnica, sunt inginer sudor. Nu am lucrat o zi în domeniu din cauza salariului, mi-am dorit ceva mai mult și în momentul de față aș putea să zic cam tot ce mi-aș dori, aproape tot ce mi-aș dori aici în țară. Dar nu vrei să faci comparație? Adică să afli cum e dincolo? Am putut să fac comparație, am colegi de facultate care au plecat în țările nordice. Câștigă undeva în jur de 7-8 mii de euro pe lună ca ingineri. Dar... Eu când m-am dus aici la interviuri, vorbesc de anul 2015, mai mult de 4 mii de lei nu luam. Păi și? Ceea ce nu mi se pare un salariu mic, dar nu era conform așteptărilor mele. Așa că am decis să lucrez în vânzări. Lucrez în vânzări, lucrez pe teren, am 3 județe pe care le administrez, sunt plecat de dimineață până seara, când am avut nevoie, v-am dat și un mesaj pe WhatsApp, când am avut nevoie de ceva mai mulți bani pentru renovarea apartamentului, mi-am mai luat un job. Bogdan, îți mulțumesc mult. Cred că România e o țară în care te poți realiza.
traumele și sacrificiile pentru cei mai mulți dintre noi însă sunt mult mai mari decât în oricare parte a lumii. Nu e doar vina statului, ci și a modului în care nu ne înțelegem noi între noi. Dar e o dezbatere la care voi reveni. Mulțumesc, sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.